Există, nu știu, așa, într-un minut, maxim două, câteva gânduri așa de final de mandat? E normal să câteva gânduri să vă spun. Eu mai întâi le mulțumesc în primul și în primul rând celor din primărie. Ei au crezut că nu vor putea lucra cu mine, la fel cum și eu am fost destul de circumspect, ținând de faptul că am venit dintr-o zonă, să zic, privată, într-o zonă în care, în administrație în care n-am cunoscut prea multe. Deci trebuie să recunosc treaba asta. Iar cei care au fost în jurul meu și-au dat toată silința și au văzut că eu pot, sunt omul care vreau să colaborez, iar ei, într-adevăr, au fost aproape de mine și m-au ajutat. Lucru pe care pot să spun că vicele primar nu l-a făcut. Spre, să zic, nu spre bucuria mea, că nu e o bucurie ca un viceprimar să nu te ajute. Dar trebuie să știe lumea că n-a fost ajutat de viceprimar așa cum a promis în 2012. Vor apărea multe comentarii pe tema asta, dar trebuie să spun adevărul. Iar în rest, trebuie să le mulțumesc oamenilor pentru îngăduința lor, pentru că nu în toate locurile am reușit să fac ceea ce am promis. Mie mi se pare normal că am 4 ani să nu poți să duci la îndeplinire chiar toate. Am fost omul obișnuit din agricultură, dacă am început azi la semănat, atâta timp cât e timp bun, să pot termina cât de repede. E, am încercat să aplic și aici același sistem, început un lucru și terminat, cât de repede. Deci n-am stat de pe o zi pe alta. Campania electorală, eu cred că știu cum trebuie să mă fac și mi-a făcut 2 întâlniri și cred că mi-ajunge pentru faza la care mă aflu la această dată. Toate că mai sunt 2 săptămâni de campanie electorală. Am feedback-ul că totuși lumea a agreat ceea ce am făcut până acum. Normal, nu puteam să fac numai lucruri bune, am și greșit ca tot ca orice om. Nu vreau să fac promisiuni electorale, eu vreau să spun doar atât că m-am străduit să fac ceea ce mi-am propus, iar planul meu electoral cu care am ieșit, programul meu electoral din 2012, într-adevăr, nu se potrivește mult cu ceea ce am găsit în primărie și atunci mulți au spus cam așa: domnule, nu și-a respectat promisiunea electorală care a făcut-o în 2012. Este adevărat. N-am putut anumite probleme pentru că m-am confruntat cu altele în primărie. Și atunci am pus, într-adevăr, străzile, apa, canalizarea, ne-am pus înaintea celor lucrări pe care mi le-am propus eu prin programul meu.